Bună dimineața, dragii noștri! A început cea de-a doua oră de telematinal chiar acum pe TVR Moldova, TVR3, suntem live și pe pagina noastră de Facebook. Anatol Guzi, Mihaela Rodenghiu, alături de dumneavoastră, ca fiecare dimineață. Dar de ce faci? Îmi place cum prezinți, îmi place cum vorbești, îmi place cum... Îți place vibe-ul. Vibe-ul, sigur. Mm-hmm. Vibe-ul, energia, unda și toate celelalte. Să mai zică lumea că folosesc multe englezisme. Bine, noi în ora precedentă era că de ce să ne luăm la ceartă, dar noroc de invitații noștri care deja au și sosit. Departe, nu ne-am deocamdată. Ne țin așa și așa cum astăzi racii pun accent foarte mare pe inteligența emoțională, am reușit să trecem peste momentul ăsta. Deci ați reușit deja? Da, am reușit noi racii împreună, da? De ce? Fecioarele încă n-au reușit? Nu știu dacă ați reușit, că la voi e complicat cu sentimentele, nicio șansă pentru că n-aveți nicio șansă, pentru că noi deja am pus totul la punct, așa că orice atac în adresa noastră va fi respins. Bine, hai să vedem dacă într-adevăr va fi așa și pentru lei. Astăzi este ziua perfectă în care leii își pot arăta talent. Persoanele din jur vor fi atrase de voi în mod natural, iar asta se va întâmpla datorită personalității voastre debordante. În mod natural vor fi atrase. Da, da, da. Ce denotă că uneori persoanele, bravo, bravo, dar pe ochi acolo e mai repede să scap de momentul ăsta. Așa, așa e tu când vorbești despre fecioare, da? Dar n-ai nimerit în așa situații? Nu știu, da, probabil. Hai să vedem. De ce discrediteți fecioarele? Mi-mi plac foarte mult fecioarele. Da? Da. Uite, veștile nu sunt atât de bune pentru fecioare. Nu e fraza mea, e fraza horoscopului. Uh-huh. Da, cel puțin pentru prima parte a zilei. Vezi? Deja este lumină. Discuțiile în contradictoriu vor fi nelipsite, în special în relația de cuplu, dar modul în care vă păstrați calmul la job în situații critice este apreciat de către colegi. Și dacă vrei să iei niște lecții de inteligență emoțională, ești la adresa numai nu perfectă. La raci să apelăm, asta cu siguranță. Păcat. Da. Nativii zodiei balanță sunt reprezentați de semnul relațiilor. Este o perioadă perfectă pentru căsătorii sau întemeierea relațiilor de lungă durată și cariera se află în plină ascensiune, doar trebuie să aveți mai multă încredere în forțele proprii. De parcă ar fi așa ușor. E frumos, e verde, bine, hai să mergem mai departe. Ce să mai discutăm cântă, așa? E primăvara afară. E posibil ca scorpioni să planifice o călătorie în interes de serviciu și veți primi ajutorul necesar pentru a duce la bun sfârșit în datoririle de la job. Uh-huh. Se anunță o zi aglomerată și recomandat să fiți pregătiți pentru schimbări în agenda zilei de azi. Foarte frumos. Niște preziceri ce n-ai înțeles, ai rămas așa contrariat un pic. Da, da. Dar e foarte frumos. E frumos. Ca de obicei horoscopul cu... enigmele lui. Următoarea noastră invitată, noi am descusut-o de secretă în pauză și ne-a spus că este exact născută la intersecția între leu și fecioară. Fecioară, da. Și poate alege. Fie leu, fie fecioară. Care am promutat din ambele zodii. Mm-hmm. Cei mai buni. Norocos, norocos. Invitatul nostru. Ei, noi în continuare avem onoarea să vorbim cu o campioană mondială la lupte libere și vicecampioană europeană care ne reprezintă cu demnitate în lume. Da, în 2021 a câștigat două medalii de aur la proba de 65 de kg la femei, la campionatul mondial de la Oslo, dar și la campionatul european de la Varșovia. Este prima campioană mondială la lupte din istoria Republicii Moldova. Irina Rângaci a ajuns în această dimineață în platoul nostru. O salutăm cu mare drag! Bine ai revenit! Neața! Neața și bine v-am găsit! Și te felicităm inclusiv pentru că astăzi, potrivit mai multor surse, este marcată Ziua Internațională a Sportului. Tocmai de asta îți dorim în continuare multă inspirație și putere de muncă și perseverență. Mulțumesc. E complicat? Ești matinală de obicei? Sau în funcție de zi? În funcție de zi. Da, ia spune-te rog frumos, dă-ne așa din casă un pic din programul tău, pentru că fecioarele sunt foarte organizate. Exact. Noi am aflat de chestia asta, știm cum îți organizezi tu ziua. Eu nu am nimic deosebit, la mine ziua este programată, adică nu am în fiecare zi antrenament, câte două ore pe zi, câte două ore și un pic, dimineața, seara și mai fac și dimineața în viorare, ies la plimbare. Uh-huh. Și cam asta e programa pe zi. Tot e foarte bine pus la punct, vezi? Da. Ți-am zis eu. Interesant, dar cum se distrează sportivii? Iată, de exemplu, astăzi este Ziua Internațională a Sportului, da. Cu toate că e o care... Sărbătoriți în general? Da, de exemplu, cum sărbătoriți? N-am știut că... Da. Felicitări. Nu prea sărbătorim, adică campionatele numai. Da. Acolo este sărbătoare, când urcați pe podium, primiți medalia și am văzut câteva imagini, felicitări, ai mulțumesc. Niște emoții extraordinare în acele fotografii și în acele secvențe și cu siguranță ai băgat foarte multă energie și foarte multă muncă. Da, iată, perioada trece, dar emoțiile rămân prin aceste poze și de fiecare dată când mă uit la fotografii, îmi amintesc, iată, și emoții am trecut atunci.
Foarte frumos. Irina, noi vrem să te cunoaștem un pic mai bine, vrem să cunoaștem povestea ta, pentru că noi te vedem la campionate, cum reprezinți cu demnitate Republica Moldova și ne bucurăm atât de mult. Dar tu ai început profesionist, să te ocupi cu sportul pe la vreo 12 ani, cred că? De la 13. De la 13. Da. Ești din Leova, dacă nu greșesc. Da, de raionul Leova, Sărățica Veche. Așa, povestește-ne un pic despre începuturile tale. Cum era la școală, în ce sală te antrenai, care erau condițiile? Pentru că îmi imaginez că nu a fost întotdeauna tot roz, nu? Am învățat până în clasa 5 ani în satul meu natal, în Sărățica Veche, după care 2 ani am învățat în alt sat, pentru că din lipsă de copii s-a închis școala. Așa. Și din clasa 7 am început studiile la Liceul Republican cu profil sportiv. De acolo am început să practic și luptele. Și cum era sala în care te antrenai? Mai ții minte prima sală sau... Da, că acolo mă antrenez și acum. Ia spune-te rog frumos de profesorul de educație fizică sau cine a fost cel care te-a inspirat și ți-a adus această dragoste pentru sport? Sora mea. Sora? Da. Așa. Ai preluat exemplu ei? Sora mea e cu 3 ani și un pic mai mare și a mers prima la liceul sportiv. Acolo a început să fac studiile, iar eu prin vacanțe mai mergeam la ea și mi-a plăcut. Și vrem și eu foarte mult, încă din clasa 5-a să merg, dar tata nu m-a lăsat pentru că eram foarte mică și se temea să nu rămân așa pitic. Și am mers din clasa 7 și deja de acolo. Am mers, primii antrenori sunt Chiper Petru și Chiper Andrei. Ce frumos! Le țin minte numele și cu siguranță da, și-au pus amprenta. Da, acum sunt antrenorii mei. Și acum, până acum sunteți împreună în parcursul acum, ăsta. Da, acum antrenez deja cu băieții, cu lotul de seniori și antrenorul este Roman Dermenji. Dar antrenorul de bază este domnul Chiperi Andrei și Petru. Noi văzusem acolo, mărturiseai într-un interviu că erai cea mai bună și la educația fizică, îi băteai chiar și pe unii băieți. Da, a fost. Și atunci, la probe, da? La probe. Bineînțeles, da. Nu. Oh, erau și din astea cu scântei? Da, la propriu m-am băietat cu băieți. Interesant. Fără antrenor, fără un arbitru, da? Dar ce nu te aranja la ei? Ce ocazie? Să vezi că dacă e ceva ca alți trebuie. Eu ocupam sunt solidar și eu vreau să știu cu ce au greșit băieții în fața ta. Eu, de fapt, nu sunt așa bătăușă, pur și simplu a fost un spor, era înainte de a începe adică înainte de a veni la liceul sportiv și toată clasa, hai că tu ești sportivă, hai să vedem cine e mai bun. Dar eram clasa 6, eram mici. Un pariu a fost până la urmă, da? Da, și am început să ne luptăm, dar băieții s-au nimerit așa un pic mai fătăloi. Și am primit un pumn și am umblat cu ochiul vânăt și acasă mergeam cu geaca până sub ochi ca să nu mă vadă mama. Și ai camuflat mult timp asta? Oricum te vede. Da, m-a văzut, da, oricum. Și ce ți-a spus? Te-a certat? Bine, la sport, la lupte. Sigur, mi-a zis că de ce m-am bătut cu băieții. Nu mai țin minte. Da, interesant ce le-a spus băieții. Părinții, da. Am rușine să-ți fie, băi. Foarte frumos că depăneam amintirile astea. Dar zine, ai avut vreodată dorința, pentru că faci sport de performanță, da? Ai avut, cu siguranță, că în orice profesie nu sunt și perioade mai ușoare, perioade mai grele. Ai avut dorința să renunți vreodată? Da. Da, de multe ori am avut. Cum te-ai așa gândit? Ce te motivează să rămâi? Pentru că aici sunt și traume, sunt și momente de cădere, când vezi că nu ai rezultatul pe care ți l-ai propus. Și... Da, o perioadă așa mai decăzut am avut când a fost pandemie, atunci nu am avut nici plecări, nici competiții și plus la noi din ce ne întreținem este de rezultatul din anul precedent. Și respectiv, dacă noi nu am avut competiții, în anul următor ne gândeam că nu o să avem cu cine întreține, fiecare ne gândeam că să plecăm la muncă sau ceva de genul. Și partea asta financiară este extrem de importantă. Da, este foarte importantă. Eu nu pot să stau pe spatele părinților, sunt o persoană foarte independentă. Și statul susține? Da, a fost luată decizia ca să prelungească bursele anual. Da, uite, într-adevăr, iată cum se vizită susținerea statului, pentru că aici e vorba de o susținere mare și chiar și Anastasia Nichita ne-a povestit un pic din cheltuielile pe care voi le faceți pentru reabilitare și pentru multe alte lucruri, care tot vin din propriile. Da, în anii trecuți era o problemă foarte mare ceea ce ține de susținere, dar acum s-au mobilizat toți împreună, adică sunt schimbări, se vede vizibil și bursele sunt dublate și
În sălile de sport este reparație făcută căminul, eu locuiesc la cămin, da, acolo tot este făcută reparație și condițiile sunt foarte bune, dar minusul care e că nu avem medic, nu avem psiholog, nu avem masor. Și sunt lucruri extrem de importante, pentru că inclusiv pregătirea psihologică de un campionat. Dar se face ceva pentru a vă oferi acești oameni? Da, este, nu știu cât de accentuat, adică este accentuat, dar nu se știe când va fi pus în, sau când se va găsi un medic. În cazul ăsta, cum te descurci tu, iată, cu asta, psihologic, cu antrenamentul ăsta psihologic, ca să fii tot timpul... Singur, cu antrenorii. Cu antrenorii. Da. Ei sunt suportul numărul unu. Antrenorii, înainte noi plecam, de fapt și am o câteodată, plecăm la competiții, antrenorul e șofer, antrenorul e masor, antrenorul e părinte, antrenorul e tot acolo lângă noi. Da. Pe lângă antrenor, am înțeles că aveți o relație în general foarte frumoasă, toți cei care sunteți implicați în acest domeniu, faceți sport de performanță, inclusiv cu Anastasia Nikita, da? Sunteți, vă susțineți reciproc? Da, adică toți luptători, mai ales când plecăm la competiții, noi nu plecăm toată țara. Plecăm câteva, un colectiv foarte mic, foarte strâns și n-ai cum să nu te susții acolo. Da. Există concurență? Bine, există cu siguranță, dar să fii una sănătoasă și care motivează și mai mult pe interior. Nu știu ce să zic la capitolul ăsta. Concurență clar că este, dar acum la fiecare individual cât de mult concurează el cu sine. Și tu ce-ți dorești? Iată, te privești în oglindă, îți vezi dintr-o parte rezultatele, luptele, ce-ți dorești să realizezi în viitor? Luptele sunt atât de diferite pentru că, nu știu, azi poți să câștigi, mâine poți să pierzi, nu poți să te menții, adică este foarte greu să te menții la același nivel și la aceeași treaptă. De aceea luptele sunt foarte diferite și nu poți să zic ce să fii la următor campionat. Dar ești pregătit și pentru o pierdere? În sens e greu pentru un om care tot timpul ridică ștacheta. Eu mereu când pierd cu capul sus, pentru că deja asta e ceva normal și ceva firesc ca să fii și pierde. Nu poți fi mereu pe primul loc. E asumat, da. În 2024 vor avea loc Jocurile Olimpice. Vorbim și despre niște calificări. Ți-ai dori să ajungi acolo? Da, la campionatul mondial unde vor fi și acele calificări, voi ajunge, dar deja sperăm să fie rezultat pozitiv și să ajungem și la Paris. Te rog să-mi spui și două, trei cuvinte despre familia ta care te susține, cum reușesc ei să se adune și să se transmită și curajul și energia de care ai nevoie pentru a lupta și pentru a câștiga. Părinții mereu ne-au susținut și ne susțin în continuu. Adică am rămas doar eu, că sora deja nu mai practică și mă susțin toți membrii familiei, mă susțin și îmi urează de fiecare dată succes, doar că sunt departe de mine și nu pot fi fizic alături. Dar cu siguranță îi simți cu sufletul atunci când și discuți. Mereu simt că se bucură pentru rezultatul și pentru succesul pe care îl obțin de fiecare dată. Și noi ne bucurăm tare mult, să știi. Vorbim din numele tuturor telespectatorilor, probabil, atunci când tineri din Republica Moldova reușesc să ducă peste hotare faima țării noastre. Mulțumim! O zi frumoasă îți dorim și te așteptăm cu mare drag în studioul nostru, cu medalii, cu trofee, dar fără ele la fel. Te așteptăm cu mare drag și, într-adevăr, toate dorințele tale să devină realitate, succes. Mulțumesc, sper și o zi frumoasă. O zi frumoasă îți dorim și ție. Da, e cu adevărat inspirațional, așa că discutăm cu oameni. Te-ai încărcat, nu? Cu energie frumoasă. Da, simt că de acum încolo te încarci și mai mult. De ce? O să avem parte și un pic de dans. De dans? Eu propun ceva folcloric, ceva... Așa, popular. Da, nostru, de rădăcină, știi? Ansamblul folcloric Opincuța de la Liceul Ion Creangă din Chișinău e format din elevi care iubesc folclorul și tradițiile. Da, iar pentru ca să-și prezinte munca timp de un an, a organizat un spectacol care a avut loc la Teatrul Ginta Latină. Sunt elevi de diferite vârste, dar care iubesc folclorul. Pentru membrii ansamblului Opincuța de la Liceul Ion Creangă din Chișinău, sfârșitul de an școlar înseamnă și trasarea unor reușite. Iar astăzi, în cadrul unui concert, aceștia își vor demonstra talentul. Haideți să vedem și noi! Sunt de aproape de un an în acest colectiv. Ce-ți place în acest colectiv? Cânt și mă distrez cu prietenii mei. Astăzi aveți concert, ai emoții? Da, puțin am emoții. Cum sunt profesoarele cu voi? Cu noi profesoarele sunt foarte bune. Ce înseamnă pentru voi acest ansamblu și cât v-ați pregătit pentru acest concert? Acest ansamblu înseamnă o minunăție, o participare foarte importantă pentru noi și pentru toate grupurile care le
concert din martie. De mai bine de 30 de ani, ansamblul Opincuța cultivă pasiunea pentru frumos mai multor generații de copii. Au impresionat la concursuri naționale și internaționale, unde au fost aplaudați și apreciați cu diplome și trofee. De la 6 ani m-a luat mama de mână și m-a dus la Opincuța, deci după ce am absolvit liceul, am venit imediat să fiu și cadru didactic. Așa că viața mea cumva este legată de acest ansamblu, de activitatea. În fiecare an, deja de câțiva anișori, organizăm acest gen de spectacol la sfârșit de an. Este un fel de dare de seamă, hai să zic așa. Ne place să arătăm publicului, părinților în special, ce am reușit să învățăm cu copiii dumnealor în timpul anului. Este prima dată când facem acest spectacol într-o altă sală, pentru că de obicei realizam acest concert în incinta liceului nostru. Fiecare evoluție înseamnă pentru ei emoții frumoase, dar și un mare succes. Ținuta scenică, repertoriul și toate repetițiile de pe parcursul unui an este rezultatul muncii în echipă. Cât de mult v-ați pregătit și dacă aveți emoții înainte de a ieși în scenă? Ne-am pregătit foarte mult ca să iasă un spectacol frumos și să iasă cu mult succes și avem un pic emoții pentru că vrem ca părinților și publicului să le placă pentru ce am muncit și ce am realizat. Aveți un port popular foarte frumos. Ce înseamnă pentru tine atunci când îmbraci cămașa și ieși în scenă? Mă simt foarte mândră că îți îmbrac hainele ce le-au creat strămoșii noștri. Cum reușiți voi și la școală și să faceți parte din ansamblul Opincuța? Noi reușim pentru că noi, dacă suntem foarte buni, noi chiar reușim să facem și concerte și de toate. Adică ne pregătim foarte bine de acest concert. Cred că mai mult noi părinții avem emoții decât copiii. Sunt sigură că o să fie foarte frumos și foarte bine, dar chiar și așa ne dorim ca totul să fie perfect. Într-adevăr, Anca face parte din acest colectiv deja al doilea an. Îi place atât de mult, îi place că învață cântecul folcloric și pentru ea Opincuța a devenit o a doua familie a ei. Noi ne-am înscris în acest grup deoarece învățăm multe lucruri noi, învățăm ce ne-au lăsat strămoșii. Da, avem părinți, rude, bunei, au venit împreună să ne vadă. Ambele frecventează Opincuța și mai ales că lor asta le place. Și am interesant ca să ne place și nouă, să le vezi în straie în naționale, să le vezi în opinci, să vezi câtă dragoste le încearcă și de la început se învățau să lege opincile, dar acum le face ca niște profesioniști adevărați. Și chiar mă bucur de reușitele acestui frumos colectiv, pentru că promovează cultura, promovează frumosul, promovează tradiția și noi părinții ne străduim să-i susținem. Elevii învață cântece, dansuri populare, ritualuri folclorice și multe alte tradiții frumoase care trebuie păstrate și promovate. Cum vă pregătiți înainte de concert? Bine, avem mari emoții, mergem la repetiții. Fetiții place foarte mult să danseze la dansuri populare la Opincuța, învățătorii tare bravi. Îmi place să dansez, pentru când eram mică dansam foarte mult și îmi plăcea să dansez. Ești gata de concert? Da. Avem multe emoții, sperăm că o să descurce copiii în primul rând. Le transmitem emoțiile noastre pozitive lor, să nu se împiedice în viitor. Este primul concert, am chemat și bunii, adică avem o susținere în spate, sperăm că să fie tot bine. Alături de ansamblul Opincuța, pe scenă au evoluat Marcel și Cornelia Ștefăneț. Colectivul a devenit o școală bună pentru fiica lor, Sânduța. Sânduța este foarte bravă, a crescut foarte mult, ea face și croșetare și brodare, sunt câteva lucrări de aici la expoziție și la folclor este foarte bravă. Bine, este un copil foarte energic și atunci evident că a fost alegerea noastră să meargă la Opincuța pentru ca să
toată energia asta frumoasă să o transforme în ceva, ceva util și plăcut. În acest an am avut câteva ieșiri împreună și la București și aici în Moldova și am zis că ar fi foarte frumos și în fața părinților să evoluăm împreună cu Marcel. O să cântăm două piese care copilașii din Opincuța sunt alături de noi în scenă, cel puțin la două spectacole mari au fost deja. Discover Moldova, piesa noastră Hai Lili, foarte cunoscută, și o nouă versiune a piesei populare din popor, mai bine zis, Paparuda Ruda. Paparuda Ruda, Paparuda. După acest eveniment, copiii vor rămâne cu amintiri de neuitat, iar vara va fi una specială pentru ei, fiindcă vor merge în turnee internaționale. Da, măi, frumos, nu? Ți-a plăcut, nu? De dimineață, zici tu că faci sport acolo 10 minute, da. Uite asta e performanță. Lasă tot cele 10. Nu, te rog frumos, nu le subaprecia. Nu, eu chiar... Sunt 10 minute fantastice. Exact. Superioare. Chiar te încurajezi să continui să faci chestia asta. Să măresc acele 10 minute, să fie 15 minute pe care... Dar nu mai ajung la serviciu după aia, știi, dacă începe. Da, o să facem tu pe Zoom, o să fii de acasă, făcând sport, o să prezinți materialele, știi? Ești, ești de acord cu asta? Nu, am nevoie de prezența fizică să fie, da? Bine. Măi, fiecare dintre noi, apropo de artă, are felul său de a înțelege arta și se simte diferit în intimitate cu poezia, muzica și alte forme de creație. Da, Ioana Isaac a lansat de curând albumul audiopoetic Poezii pe pereți, un eveniment inovator care ar putea fi catalogat probabil și ca un experiment social. Probabil, o să ne spună mai multe. Da. Da? De unde a pornit această idee și cum a fost, ne spune chiar ea în cele ce urmează. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bucur să vă revăd și vă mulțumesc pentru așa descriere. De fiecare dată mi-este curios să ascult cum oamenii percepează. Da. Mai ales că, într-adevăr, spuneați de experiment social, tot într-o discuție eram cu cineva și spuneam că cel mai interesant va fi pentru mine cum oamenii vor ieși din stările auditive și poetice. Ca să le explicăm și celor care n-au apucat poate să vadă despre ce este vorba, practic au fost invitați într-un loc unde dress code-ul erau căștile, trebuiau avea un QR code pe care îl scanau și vedeau o formă de artă acolo și în căștile era o poezie, nu? Da, audio-poezie. Audio-poezie. Da. Fiecare trece printr-o stare diferită în momentul ăsta. Da, și asta și-a fost și scopul. Pentru că la un moment dat, e vorba și de o instalație, trebuie să explicăm așa cumva, că e vorba de o instalație. Instalația a pornit de la ideea și de la conceptul albumului, pentru că poezii pe pereți. Și mă gândeam cum ar putea să existe aceste poezii pe pereți. Și uite că mi-a venit ideea, mai ales că eu de mult îmi doresc să colaborez cu foarte mulți artiști. Adică deja cred că de vreo 10 ani, de când mai încerc să fac anumite evenimente, mereu colaborez cu cineva. Nu mi-este interesant să ies așa de una singură în care știi să-mi... Plus, în colaborarea asta, în interacțiunea asta cu alți artiști, descoperi ceva și despre tine și despre celălalt. Și atunci mi-a venit ideea că ce-ar fi dacă această lansare de album împreună, pe care am făcut-o împreună și cu Gheorghe Postoron, că neapărat trebuie să menționez în acest moment, pentru că Gheorghe a reușit să creeze o muzică absolut fantastică. Toate cuvintele, toate magiile, vocii, intonației nu erau să funcționeze dacă nu era să fie Gheorghe cu muzica pe care a creat-o, pentru că altfel ele vin în simbioză, nu, nici de cum nu le putem separa. Și atunci am zis că să încerc, să vedem ce o să spună ceilalți artiști despre această idee și am fost absolut uimită de faptul cu câtă deschidere și cu câtă dragoste tot au spus că, interesant, hai să vedem cum asta o să... Bine, eu n-am fost la eveniment, vreau să recunosc chestia asta, dar după cât înțeleg, oamenii în poezii pe pereți, după denumire, zici, măi, cred că o să mă duc acolo, o să fie o poezie pusă pe perete, o să o citesc și... Da, nu a fost așa, adică, nu, o creație, o imagine și în legătură cu imaginea asta, ascultă o poezie, da, ceva, sau... De fapt, toate formele care au fost prezente la eveniment sunt legate mai mult cu mesajul poeziei și cu poezia. Adică eu am transmis fiecărui artist și norocul meu că sunt prieteni și îi cunosc. Ei prima au zis că eu m-am jucat un pic și psihologic, pentru că intenționat am selectat anumite poezii pentru fiecare artist. Aha. Și dacă cu unii eram sigur că va rezona și cumva au deja ceva în palmaresul lor din ceea ce ei fac,
cu alții a fost din contra. Am încercat să-i provoc, să vedem ce o să iasă din toate. Pentru că eu, practic, sincer să vă spun, la unii pereți, până în ultima clipă nu am văzut rezultatul. Adică nici măcar nu știam. Nici măcar nu am făcut cercul, îți dai seama. Dar chiar și mi se pare asta foarte bine. Eu cu poezia îmi dau seama că e nevoie de o altă predispunere sufletească să înțelegi, să pătrunzi în ea. Pentru că într-un text dramatic, într-un text de proză, bine, vezi. Dar iată ce ține de poezie, trebuie să găsești acel miez și este foarte complicat să-l găsești. Și dau seama de artiștii care poate nu au ajuns și de tine când ai înțeles că ceva încă nu s-a perceput. Întotdeauna e vorba de încredere, 1. 2. E vorba de experiment. 3. E vorba de improvizație. Adică în momentul în care tu pornești pe această cale și îți asumi faptul că posibil să nu iasă așa cum tu te-ai gândit, și asta, mă repet, este foarte bine, pentru că nu există o formă strictă și nu există un șablon, nu sunt indicatori pe care tu poți să te bazezi atunci când tu interpretezi o poezie sau un act cultural, artistic. Și dacă tu înțelegi acest lucru, atunci te eliberezi de acest control, și pur și simplu trăiești clipa și momentul. Și știi la ce mă mai gândeam eu? Că nici de cum nu vreau să zic că în ziua de astăzi este redusă, să zic eu așa, sau oamenii sunt mai puțini atrași de carte și de poezie, dar adesea, într-o eră în care totul e digitalizat și suntem obișnuiți să vedem totul vizual, auditiv, să primim de la început totul foarte de-a gata, poate fi și asta o modalitate foarte bună de a intriga oamenii să mai citească poezie? Sigur, sigur, sigur. Instrumente digitale. Marea mea uimire că la un moment dat, pentru că spațiul era destul de mic și cumva intrau câte 5, 10, 15 persoane, s-a creat așa un rând. Și cineva se apropia de mine și Ioana, tu realizezi că oamenii acum stau un rând să asculte poezie? Wow. Da. Dar eu, iarăși, pentru că era voltoarea asta de emoții și astea, și m-am trezit la un moment dat că, într-adevăr, adică asta este foarte important, că noi am ajuns la așa un moment, cât de puțin n-ar fi fost acolo oameni, că e vorba de 100, de 200. Pentru mine era să fie minunat dacă erau și 10, măcar 10. Pentru că asta înseamnă că noi atingem totuși anumite nivele și reușim cumva să scoatem omul din cotidian, să scoatem pe om din griji, să meargă să facă o introspecție, să înțeleagă că noi suntem mai mult decât carne, mâncare și așa mai departe. Ceea ce tot este important să fie împreună. Adică e integral, e integru. Dar să nu uităm că suntem mai mult decât. Da, și tu ai scris chiar pe Facebook că ți-a fost foarte complicat să-ți aduni gândurile la oaltă pentru că te-ai încărcat cu multă energie. Da, și acum este prima dată când vorbesc despre... pentru că nici măcar nu... Chiar nu știu încă... probabil încă în mine așa mișcă toate emoțiile și nu am deci reușit. Oamenii ascultau o poezie, ascultau... la capitolul ăsta este foarte bine să fii atent la vocile pe care le selectezi. Tu pe cine ai ales la... Păi albumul l-am creat eu. Deci vocea a ta era vocea acolo. Mea, textul meu și Gheorghe Postronc a făcut muzica și Sergei Harlamov ne-a ajutat cu sound design-ul care este acolo. Am fost la un eveniment recent și am citit și eu o poezie și să știi că, iată, automat, iată, eu ca și actor mă duc în niște intonații. Știu, chestia asta. Și am și dat de cineva care a zis că nu pot să-mi citesc propriile texte. Iată, este un mare curaj pentru tine că știi să transmiți prin vocea ta și prin felul tău de a fi ceea ce crezi tu. Eu nu sunt sigură că știu. Eu încerc, fac așa cum simt. Problema la actori este faptul că, iarăși, când tu ai un background în spate, când tu ai o pregătire în spate, asta uneori încurcă. Da. Și tu îți dorești să dai calitate, îți dorești să fii perfecționist, îți dorești să dai un rezultat așa, știi cum, să nu-ți fii singur de tine rușine. Și atunci eu posibil că o să par acum așa foarte aeriană, dar magia asta care se află între cuvinte, între emoții, între felul tău de a fi, de a te conecta cu cosmosul și așa mai departe, ea detronează toate calitățile tale la nivel de personalitate și de caracter. Și atunci tu cumva renunți la ego-ul ăsta și la dorința asta de a fi tu foarte bun și dai prioritate textului și emoții care se află. De ori textul poate să te facă să înțelegi că nu ești toată. Dar e la organism viu. Tu ai observat cum de multe ori textele, dacă le lecturezi, pentru că ai făcut cu siguranță de multe ori exercițiul ăsta, textul este un organism viu.
Da. El de foarte multe ori se schimbă. Tu te uiți, e aceleași cuvinte, mm-hmm. e același text, dar dacă tu îl citești a treia, a patra, a cincea, îl lași, mai revii peste 5 ani, o să-l percepi da, cu totul. Da, și într-adevăr, da. Parcă e organism viu și atunci tu da. Rămâi mască. Da. Și poeziile, creațiile pe care le-ai selectat vin din volumul Da, vin din volumul al doilea, da. Eu chiar am pregătit pentru voi așa un... Mulțumim tare mult cu... Ia să vedem ce ne-a scris Ioana. Cu dedicație. Da, am scris pentru Severia și am scris așa unul mai să rămână... A, cultura are nevoie de astfel de parteneri media. Mulțumim, Ioana. Eu mulțumesc. Ce rămân e acceptare și... Smerenie. Smerenie, cu drag. Am zis că cuvântul smerenie e cuvântul lunii mai. Eu foarte mult analizez acum acest cuvânt și această stare. Dar foarte da, mult vorbim. Da. Dar nu în sensul religios, vă rog, să de start să... Să știi că eu am auzit de smerenie vorbindu-se din partea unui preot de pe muntele Athos și el vorbea la fel, nu că e scris în Biblie, dar zicea ce înseamnă smerenia pentru om și este mult mai bine pentru el, că la momentul dat când cade, nu o să fie o durere mare. Da, să știi că el tot de jos, e tot jos, da, el nu este undeva sus unde crede că e. Ioana, noi te felicităm și mulțumesc, a fost cu adevărat un eveniment inovator, mai ales pentru spațiul Republicii Moldova, pentru că, mă rog, eu cel puțin am mai auzit de așa ceva, poate pe extern undeva se mai practică, dar aici a fost foarte frumos și mai așteptăm asemenea inițiative care să adune mai mulți artiști. Mersi, da. Așa să fie. Vă mulțumesc tare mult. Multă baftă, succes! Iată! Da, zici să mai citim un pic din poezie? Să prezentăm? O să-ți citesc? Bine, sau... da, aștept da? Atunci. Hai, totuși am nevoie de o concentrare așa mai departe. Da? Bine, dacă bine. Vrei, o facem un pic mai târziu. Ok, sunt de acord, pentru că până atunci avem să comunicăm oamenilor ceva important de asemenea. Da. Delegația Uniunii Europene vă readucem aminte în Republica Moldova împreună cu ambasadele statelor membre ale UE, marchează Ziua Europei 2023 printr-o serie de evenimente culturale, interactive și educaționale în diferite regiuni ale Republicii. Da, sub genericul? UE, Moldova împreună mai puternici, așa sună, și cu un mesaj vine și ambasadorul Polonia în Republica Moldova. Europe Day is about progress and development. The development of small and medium-sized enterprises in Moldova, the promotion of social entrepreneurship, the encouragement of launching new businesses and businesses based on eco-innovations are just a few areas of support and assistance provided by the European Union and Team Europe for development and well-being of Moldova. Moldova already has everything necessary for a prosperous future – talents, resources, potential, and, we believe, ambition. Let's write together the successful history of Moldova. Together, we are stronger. Îi mulțumim excelenței sale pentru acest mesaj, iar noi continuăm cu alte informații și evenimente importante din calendarul istoric la data de 18. Data de 18 mai, așa, suntem în 2023, dar în clipele ce urmează o să ne teleportăm în anul 1897. Și ce s-a întâmplat pe atunci? Vorbim despre vreun, nu știu, vreo legendă, vreun roman? Legendă, roman, scriitor, cercetător, științe și toate celelalte. Romanul Dracula al autorului irlandez Bram Stoker este publicat la Londra. Da, autorul s-a inspirat din figura istorică a lui Vlad Țepeș, voievod al Țării Românești, în secolul al XV-lea. El a fost influențat de povestirile și legendele din Transilvania, Germania și Irlanda. Da, romanul a jucat un rol esențial în formarea mitologiei moderne a vampirilor, caracteristicele sale cum ar fi puterea de a se transforma în liliac sau în ceață și sensibilitatea la soare, toate au devenit elemente cheie ale portretului clasic a unui vampir. Povestea este prezentată prin intermediul jurnalurilor personajelor, scrisori și fragmente de ziare, oferind o perspectivă mai intimă asupra evenimentelor și creând suspansul într-un mod inovator pentru acea perioadă. Da, Nosferatu sau Sinfonia Groazei, da, este prima adaptare neautorizată a romanului Dracula. De asemenea, este unul dintre cele mai cunoscute filme expresioniste germane. Da, țin minte, am văzut și un film despre acest film. Un film despre film? Da, un Willem Dafoe joacă pe Max Schreck, cel care a jucat rolul lui Dracula, al contelui, da, și atât de tare s-a pătruns de personaj, Max Schreck, actorul, că el se considera vampir. Pe bune, adică s-a teleportat cel puțin prea în filmul ăsta despre film, el mai ataca și echipa de filmare, oamenii nu înțelegeau ce se întâmplă. E complicat, e periculos atunci când nu poți să faci diferența, granița asta dintre real și... Nouă ne-a spus, ne-a
am spus pedagogii că dacă, de exemplu, ne asumăm 100% ceea ce reprezintă un personaj, ar trebui să chemăm ambulanța, da, să chemăm serviciile, pentru că se poate întâmpla lucruri neplăcute. Eu întotdeauna am fost curioasă cum există capacitatea asta voastră, actorilor, să vă detașați imediat de toate sensurile. Bine, e ca un interrogator, da, deschis și aprins lumina, dar e nevoie de foarte multă experiență. Asta, de exemplu, da, cred că am mai spus-o undeva, Jack Nicholson, citisem în biografia lui că după un rol foarte complicat făcea un duș rece. Uh-huh. Dar până atunci și iubita și soția sau cine, că, bine, nu cred, da, că, da. În fine, zicea că el nu exista. El era la masă, mânca, dar nu era el, era personajul, știi? Și după ce se încheiau filmările, făceam un duș rece și reapărea Jack Nicholson. Complicat cu artiștii, complicat, dar dacă vrei să fii artist, normal, trebuie să muncești, da, trebuie să fii așa mai șuit, da, un pic, știi? Bună comparație, bine, o să mai vorbim despre artiști, dar acum îți propun să facem o incursiune tot în data de 18 mai, doar că în 1920. Da, în acel an, 1920, la data de 18 mai, se naște Carol Iosef Voitila. Da, este vorba de Papa Ioan Paul al II-lea, a fost al 264-lea papă al Bisericii Catolice și a servit între anii 1978 și 2005. El este cunoscut pentru contribuțiile sale semnificative la politica globală, la promovarea drepturilor omului și pentru că a fost primul papă de origine poloneză și primul non-italian după mai bine de 450 de ani. A trecut prin mai multe tragedii personale înainte și în timpul papalității sale, a supraviețuit împușcării într-un atentat în piața San Pietro din Vatican în 1981 și a suferit o tentativă de asasinat în 1982 în Portugalia. Și-a pierdut mama în timpul copilăriei, pe tatăl și fratele său, înainte să devină papă. Se crede că Ioan Paul al II-lea a avut un rol semnificativ în prăbușirea comunismului în Europa de Est. A efectuat 104 călătorii apostolice în timpul papalității sale, vizitând peste 129 de țări. Așa, este o personalitate marcantă despre care, dacă v-am intrigat, puteți să citiți mai multe, dar noi o să vorbim despre o altă personalitate care s-a născut în 1979. Da, este vorba de Alexandru Nanu, regizor de film, producător și scenarist german născut în România. A studiat regia la renumită Academie Germană de Film și Televiziune din Berlin și a fost deținătorul la două burse la Institutul Sundance, respectiv la Academia de Artă din Berlin. În 2007 a înființat în România o casă de producție, iar filmul său documentar Lumea văzută de Ion B a câștigat în 2010 premiul Emmy Internațional la categoria Arts Programming, iar Toto și surorile lui, un alt documentar al său, a fost nominalizat la premiile Academiei Europene de Film în 2015. Și un alt documentar creat de el, Colectiv, a câștigat în 2020 premiul Academiei Europene de Film la categoria Cel mai bun documentar și a fost primul film românesc nominalizat la premiile Oscar la două categorii, Cel mai bun film internațional și Cel mai bun film documentar. Da, țin minte acea perioadă, era o mare reușită, o mare mândrie pentru români că în sfârșit un film ajunge la această ceremonie mult așteptată de o lume întreagă. Așa este. Astea au fost câteva dintre evenimentele despre care am vrut să vă vorbim și în continuare, pentru că am tot vorbit despre zeamă și tot felul de mâncăruri de dimineață, propun să rămânem pe această notă extraordinară. Să ne chinuim mai departe. Deja ușor simțim foamea, cei care încă n-au mâncat. Încă mai tare o simt. Da? Te rog frumos, în pauză să te mănânci. Da. Dar vreau să vorbim despre ceva care e mai așa la nivel mondial, vreo carte a recordurilor, ceva. Da, acolo, asta te interesează. Da. Bine, despre următorul nostru subiect, ce pot să spun? A intrat în cartea recordurilor așa, după ce a gătit timp de 100 de ore. 100 de ore, wow! Îți aduce aminte ceva ai citit? Dacă tot ai zis de carte, probabil ai răsfoit-o și nu ai răsfoit, dar și ai devorat-o, știi toate detaliile, nu? Vorbim despre o bucătăreasă din Nigeria care a vrut astfel să demonstreze cât de harnici și determinați sunt tinerii din țara ei și totodată să-și exprime susținerea pentru tinerele femei africane care sunt marginalizate în societate. Zic să-i aflăm povestea din materialul ce urmează. Astfel și-au demonstrat susținerea sute de femei și bărbați în timp ce Hilda Bace registra un record mondial. Pentru Hilda, o bucătăreasă renumită din Nigeria, gătitul este mai mult decât o pasiune pe care o are încă de la o vârstă fragedă. Hilda Baciu a început să gătească încă de săptămâna trecută, când și-a propus să doboare recordul de 87 de ore și 45 de minute, stabilit în 2019 de Lata Tondon, un bucătar indian. Prin asta a vrut să arate cât de harnici și determinați sunt tinerii nigerieni, dar și să contribuie în susținerea femeilor africane marginalizate în societate.
Orezul Jollof, unul dintre cele mai emblematice feluri de mâncare din Africa de Vest, a figurat de asemenea în meniul gătit de Hilda. Ea a făcut pauze de 5 minute la fiecare oră și a luat un ceas de odihnă după 12 ore de gătit, pentru controle medicale, dar și pentru recuperare. Hilda Baciu se bucură de o mulțime de titluri obținute de-a lungul anilor. Este deținătoarea recordului mondial Guinness pentru un maraton de gătit, iar în august 2021 a câștigat competiția Jollof Face-Off. Da. Mai răspund eu. Suntem sub impresie, fiindcă Ioana Isaac... Ce mai faci poezie? Da, ce mai faci poezie. Chiar o să luăm o scurtă pauză, să lecturăm din această carte. Da, și revenim pentru că surprizele continuă.